Irina Fodor, clipe de groază la America Express, a fost un șoc când am văzut că au scos arma. Irina Fodor, clipe de groază la America Express. Nu doar concurenții au trecut prin momente grele la reality show-ul de la Antena 1, ci și prezentatoarea Irina Fodor. Ceea ce nu știe multă lume este că întreaga echipă a avut dificultăți pe acest traseu, ba chiar au fost la un pas de tragedie. Irina Fodor, clipe de groază la America Express. Oricât ar fi de frumos, drumul prin Columbia, Ecuador și Argentina nu a fost lipsit de peripeții și nici de pericole, iar asta a rămas imprimat în nenumăratele ore de filmare care nu au fost difuzate. America Express se apropie încet. Dar sigur de final, iar acum competiția se duce între cele mai bune echipe. Concurenții se află în Ecuador și curând vor ajunge în Argentina, unde vor fi așteptați de noi provocări. În primul rând, nu vedeți tot show-ul, pentru că se filmează în fiecare zi. Gândiți-vă așa, sunt nouă echipe, în fiecare zi se filmează undeva la 10 ore de brut pentru fiecare echipă. Asta înseamnă 90 de ore. Cu ce mai am eu, cu ce mai are Damian, cu jocul înseamnă 100 de ore pe zi. Din 100 de ore pe zi pe TV vedem 3, așadar mai rămân 97 de ore nevăzute. Dar echipa de la editare face o treabă extraordinară, mi se pare că reușește să concentreze foarte bine cele mai tari momente de acolo și acțiunea. Ce nu mai vedeți? Nu vedeți faptul că și eu dorm în mașină în drum spre destinațiile unde trebuie să mă întâlnesc cu concurenții? Așa cum îi vedeți pe ei moțăind prin mașini când prind câte un autostop mai lung, fix așa fac și eu, pentru că am același timp ca și ei, cu plus, minus o jumătate de oră. Nu vedeți faptul că se doarme foarte puțin, asta nu aveți cum să vedeți. Se doarme între 4 și 5 ore pe noapte pentru toată lumea, deci este program de armată, a dezvăluit Irina Fodor pentru ro. Deci, concurenții și echipa de producție beneficiază de o echipă de securitate privată, tot au trecut prin momente îngrozitoare. Cred că un moment care ne-a speriat pe toți de altfel a fost momentul în care una dintre echipele noastre împreună cu echipa de concurenți a fost atacată. Pentru ei erau niște hoți oarecare, așa se practică acolo. Se pare că toți hoții au armă atunci când îți cer telefonul și banii, dar pentru noi a fost un șoc. În Columbia s-a întâmplat asta. Mai aveam o singură zi ca să trecem în Ecuador, eram chiar la graniță și se pare că acest orașel, lipit de granița cu Ecuadorul, ne-a rezervat această surpriză, a mai spus Irina Fodor pentru sursa citată.